Părerea mea este că dacă nu ai primele trei instincte, supraviețuire, orientare, apărare, nu l-ai pe cel de-al patrulea, de reproducere. Ce părere aveți? Dragii mei, vreau să vă spun că un om e om. Când zici om, înseamnă și nas, și urechi, și ochi, și păr, și unghii, și coaste, și călcâi. Dacă omul n-are cap, nu e om. Dacă omul n-are, știu eu, urechi sau ochi, e un neom, adică un infirm, se pot naște unii. Toți se nasc cu toate cele patru instincte. Eu nu pot să spun că n-am pe unul. Dacă sunt om, sunt om, înțelegeți? Omul are patru instincte, probabil și animalele au tot patru instincte. Deci, în firea noastră sunt acestea patru. Mi se pare greșită reprezentarea libertate de acțiune versus libertate de alegere. Cred că se poate vorbi mai degrabă de reacție și acție. Adică, propunerea aceasta e interesantă. Aș vrea să nu uitați că am scris pe tablă cel care a formulat acest concept, libertate de acțiune și libertate de alegere. Se cheamă Harry Frankfurt. Este un psiholog, un savant, un cercetător și savantul acesta a emis o teză care e foarte interesantă și merge foarte bine în gândirea creștină. Acum, eu nu-l contrazic pe el, eu nu sunt psiholog, sunt doar un cititor de psihologie, dacă vreți. Și critic de psihologie, că nu tot ce zboară în psihologie e curat și se mănâncă. V-am auzit spunând despre Elvis, Beatles, au fost niște nenorociți. Pentru persoană ca dumneavoastră mi se par cuvinte cam grele. Ce ați vrut să spuneți de fapt? Trebuie să vin în fața voastră să mă căiesc. Într-adevăr, uneori sunt fără filtru. Și în privința aceasta am greșit adesea și vă rog să mă iertați. Dar dacă e ca să judecăm cuvintele, poate am spus cuvinte mai grele, doar cuvintele nenorociți, un om nenorocit este un om nenorocit. Nu e un om ticălos, nu e un om cremenal, e nenorocit. Aceștia știți cum au sfârșit și cum trăiesc? Nu fericiți și nenorociți. Au bani, au cadâne, au mașini, au lumea și n-au nimic. Cassius Clay. Îl știți pe Muhammad Ali, marele boxer. El a spus, am avut toată lumea și n-am avut nimic. E citat de el. Așa că dacă cineva are toate astea și nu-l are pe Dumnezeu, cum e? Deci am spus adevărul, deși poate că trebuia să nu jignesc simțămintele nimănui. Doresc să scap de datorii, să ne rugăm pentru persoana aceasta, vreau să scap de un anumit păcat din viața mea și să-l biruit prin puterea lui Isus și vreau, a treia cerere, să scap de firea pământească. Am citit aceste trei cereri, cred că sunt ale mai multora, nu doar ale celui care le-a scris. Am să mă rog și în taină și o să durăm la sfârșit și pentru cei care au solicitat. Dragii mei, suntem aproape gata. Trebuie un singur lucru să mai avem acum ca să putem începe și este vorba de rugăciune. M-aș bucura dacă cineva din sală, o fată din partea asta și un băiat din partea aceea ar înălța rugăciuni nu lungi, o frază sau două, o frază sau două. Vă rog, cine o fată e aici? Am văzut o întâi pe ea și în cerere tare, data viitoare vei fi tu. Poftiți! Așa? Și băiat? Uite-l! Ne ridicăm! Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim, Doamne, pentru jertfa Fiului Tău. Îți mulțumim că, în ciuda zilei pe care am avut-o, ne-ai dat Tu putere și credință spre a ne încrede în Tine și în brațul Tău. Ajută-ne, Doamne, să primim cuvântul Tău din partea Ta și să acceptăm voia Ta în viețile noastre.
Modifică-ne tu inima și caracterul nostru și fă-l după chipul tău. Prin Domnul Iisus te-am rugat acum și în veci de veci. Amin. Venind, Tată bun, la picioarele tale, să-L mulțumim pentru că încă o seară ne-ai adus aici și să-L mulțumim pentru că ne-ai păzit și ne-ai ocrotit ocelele. Rugăm să fii cu noi mai departe în această seară, să ne dai ocrotirea ta și să ne ajungi ca să facem exact cum ne înveți tu. Rugăm să fii și cu fratele Cristescu, să-L ajungi să ducă la capăt această evanghelizare cu noi. Aș vrea să fim foarte receptivi la cuvântul tău. Mulțumim pentru că ne-ai spus și mulțumim pentru tot. Amin. Amin. La câta temă suntem? Dau premiul celui care știe. Sigur, scrie pe tablă. Da. Bun. Care a fost tema întâi? Angst. Am aflat că angstul sau teama, frica, frica care nu vine de la un câine, ci care vine de la păcat, din păcat, această frică ce vine din păcat, aceasta poate să fie biruită prin ce? Credință și voință. Iar atunci când tu alegi, crezi și alegi, se întâmplă un lucru. Atunci, de fapt, apare în mod plenar și bogat momentul pe care îl conștientizăm astăzi, care se numește predarea. Ei, să știți că... Mâinile sus! Stai! Ia-o la stânga! Trei pași înapoi! Culcă-te! Când unul vine cu carabina și te-o pune în coastă, ridici mâna, sigur, faci tot, dar tare n-ai vrea să faci. Ai vrea să-i spui, hai, pașor, pleacă, să nu mai stai la mine. Dar n-ai încotro. Ideea predării are o conotație atât de negativă. Aș vrea să vă spun o istorie. Nu știu de ce au apărut toate... ele, probabil, e o greșeală de-a mea. Vreau să vă spun istoria lui Clark King Smith. Băiatul ăsta, la 28 de ani, a comis o crimă gravă. A ucis două fete tinere de 20-24 de ani, una era prietena lui și alta era sora prietenei, și copiii sorei prietenei, trei copii, cu o pușcă. În mai 2001 a fost executat prin injecție mortală. Până acum nu e nicio nenorocire. Pentru că atâtea crime se întâmplă și nu 5, 15 sau 50. Numai că cu acest băiat, Clark King Smith, care azi nu mai există, e poza autentică de pe internet, istoria o găsiți acolo, acest băiat era student, fusese student la seminar. Era un om credincios, care vrea să devină pastor. Aici este problema. Și întrebarea este, cum a putut cineva care s-a rugat lui Dumnezeu, care a luat Biblia să studieze, s-a dedicat să devină slujitor al lui Dumnezeu, să ajungă să ia droguri, pentru că tipul în momentul acela era sau viața sau drogat, să umble cu pușca la el și să împuște cu sânge rece, hai, nu doar o femeie care te-a trădat, să zicem, dar pe copilașii ea. Unul era, un copil era de 3 ani, altul de 5 și altul de 12, o fată mai mare, adolescentă, care avea grijă de cei doi copii. E posibil ca un creștin să fie, să ajungă criminal? Păi ce părere aveți? Părerea mea este că nu merg împreună creștinul creștin, criminalul criminal. Să n-aveți însă păreri diferite de realitate. Pentru că în inima fiecăruia dintre voi, e o fiară. Și fiara aceasta, dacă nu o pui pe cruce, dacă nu o imobilizezi, dacă nu te lepezi zilnic de ea, în fiecare dimineață, la fiecare prânz, în fiecare după-amiază, în fiecare seară, îți face figura și nici nu știi, zici, n-am vrut. La un an de zile după ce a comis crima, cât timp încă se judeca, un reporter i-a luat interviu și omul era uluit. Și eu în viața mea nu m-am gândit că aș putea face așa ceva, exact ca și voi.
Eu nu credeam că dacă am luat un, știu eu, niște prize de drog, sau au făcut și eu doar o injecție, sau trei injecții, să ajung să fac crime. Sunt dezolat de ce am făcut. Nu mă recunosc. Din păcate nu s-a cunoscut și nici nu s-a recunoscut. Vedeți? De ce trebuie să vorbim? Vedeți de ce trebuie să vorbim despre ce însemnează a fi al lui Dumnezeu și ce însemnează a fi fără Dumnezeu? Pentru că a fi fără Dumnezeu însemnează a fi al cuiva. Rog să citească cineva textul, sunt trei paragrafe aproape de microfon, numai puțin. Nu sunt fii al lui Dumnezeu aceia ale căror inimi sunt atinse de Spiritul lui Dumnezeu. Fiți atenți, nu sunt copii al lui Dumnezeu ceia căror inima este atinsă de Duhul Domnului. Doi. Nici aceia care se predau când și când puterii sale, ci aceia care umblă călăuziți de El. Ei, tocmai această călăuzire de către Dumnezeu, această dispoziție de a fi legat de stăpân și de a merge exact așa cum merge un copil de mâna lui tata, cum merge un cățeluș de mâna stăpânului său. Bine, cățelul n-are încotro. Un copil vrea să fie cu tata pentru că îl iubește și el pe tata și tata pe el. Astăzi vom vorbi despre forța predării. Nu slăbiciunea predării, mâinile sus. Înțelegeți? Ci forța predării. Este un alt fel de predare. Și pentru textul din Roman 6, de la 16 la 22, din care pe ecran sunt doar fragmente, dar el va citi totul, invit întreaga adunare să ne ridicăm în picioare. Este textul fundamental. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că săvârșeați fără de legea, tot așa, acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Căci atunci când erați robi ai păcatului, erați sloboți față de neprihănire. Și ce roade aduceți atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robe lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit, viața veșnică. Mulțumesc, luați loc! Observați ce spune cuvântul. Nimeni nu v-a făcut pe voi robi, nimeni nu v-a luat ostatici, ci voi ați ales. Voi v-ați făcut robi. Cuvântul ăsta este extraordinar. Este vorba de o decizie liberă care ți aparține și pe care poți să o rupi oricând, pentru că tu te-ai făcut și tu te desfaci. Apropo de Clark, băiatul de dinainte. Dar de ce trebuie să te predai? Eu vreau să merg la rădăcina lucrurilor în așa fel încât cineva care nu este introdus în Scriptură, de exemplu, să poată să înțeleagă chiar de la prima întâlnire cu Cuvântul lui Dumnezeu această problemă. Recunoașteți un munte după fotografie? Ce munte este? Este Everestul! Este culmea pământului. Cea mai înaltă altitudine este acoperișul lumii, spun alpiniștii. Cel pe care îl vedeți este un alpinist despre care știți prea puțin. Îl cheamă George Mallory. Este american
Și în anul 1920 a mobilizat o echipă și a spus, mergem să batem Everestul. Bravo lui, un om hotărât. N-a reușit decât să ajungă până la o cotă. Peste 2 ani a venit cu aceeași echipă sau cu alta, nu știu exact, dar a mai urcat încă o cotă. Și l-a spus, eu în 1924 urc și trebuie să ajung pe vârf, pentru că nu pot să suport rușinea de a nu fi biruit Everestul. Și ajunge până la 8400, știți cât măsoară Everestul? 8880, 8800, vă rog, până mâine cercetați și veniți cu un răspuns sigur. Nici eu nu sunt sigur. Eu știam că 8880, poate că eu am greșit. Da. Deci, analizați și vom veni cu un răspuns. Important este că l-au așteptat cei de la cort. Nu mai vine. S-a întâmplat ceva cu el. Era el și cu încă un american. Cei doi au plecat să nu se mai întoarcă niciodată. În 1999, o echipă specială a plecat să-i caute trupul și l-au găsit. Înghețat, neatins de fiare, că nu sunt, de microbi, că nu sunt, totul e la minus, nu știu câte grade, într-un aer rarefiat. L-au găsit, i-au găsit trupul, a murit. Fără să se știe dacă a reușit să ajungă sau nu. Întrebarea mea este, de ce a murit? De ce n-a reușit să ajungă până în vârf? Probabil că era american și nu știa muntele. N-a avut o călăuză băștinașă. Ăsta este un lucru cert. Și ca unul care merge într-un necunoscut total, care nici nu știe legile muntelui, pentru că în America nu sunt munți atât de mari, a ajuns la fiasco, la eșec. Rup povestirea ca să intru într-o cercetare a panoramei lumii în care trăim. Știți în ce lume trăim noi azi? Lumea se numește postmodernism. Nu modernism. Modernismul era cu multe giumbușlucuri, cu încredere în viață, cu speranță, cu muncă, cu bani mulți, cu creștere în carieră, în grade, cu faimă, cu glorie. Postmodernismul s-a scârbit de toate, nu mai vrea nimic, nici muncă, nici bani. Dacă trăiește lângă râu ca să aibă apă de unde să soarbă, e destul. Postmodernismul nu mai are respect de trup, de haine. Modernii umblau în haine faine. Postmodernii umblă jegos. Ei nu mai au speranță de viață. Ei nu mai au scop țintă. O să vorbim ceva mai mult într-una din teme. Dar lucrul cheie al acestui postmodernism este că cu vreo 40 de ani, 50 de ani înainte, după al doilea război mondial, s-a născut un curent numit Liberation, care cum se traduce? În spaniolă cum se zice? Liberación. Am zis bine? Deci, eliberare. Și eliberarea aceasta i-au făcut pe oameni să voiască, în mod cert, să scape de orice restricție. Dacă mă ține, eu vreau să mă eliberez. Ce să nu fumez? Ce să nu consum droguri? În Olanda, de exemplu, acum se lucrează la o lege nouă. După ce au dat voie la homosexual căsătorii, după ce au dat voie la eutanasie, adică moartea, la comandă, omoară-mă. Și medicul zice să trăiți, ia banii și că adormiți și o injecție și la nani. Înțelegeți? Deci eutanasia. Acum vor să legifereze, să legalizeze drogurile. De eu nu știu ce oameni sunt, ce stat este, repet un cuvânt, nenorocit. Pentru că dacă nu ai grijă de oameni, dacă le lași libertatea să se sinucidă, practic tu nu ești stat, ești diavol. Am câteva imagini, poate vă sunt familiare, oamenii care fumează iarbă sau știu eu,
care consumă licori sau își dau injecții. Nici nu ne dăm seama, și Dumnezeu să vă ferească, câtă ruină și câtă dependență, robie vă naște, v-ar putea naște așa ceva. Tonul epocii e rebeliune, jos cu toate, n-avem nevoie de nimic, noi suntem Dumnezeii noștri. Iar rezultatul, poate că vă mai spun o dată, dar bolile psihice, și o să mai zic încă o dată, n-au apărut decât odată cu confuzia morală. Iar Organizația Mondială a Sănătății, OMS, OMS, a făcut un calcul că după ritmul în care se îmbolnăvesc oamenii psihic, pe teme psihologice sau psihice, în 2020, mortalitatea prin boli psihice va fi a doua din lume. Vă dați seama încotro se îndreaptă lumea noastră? Spre o groapă a spitalului de nebuni. E mare lucru să fii liber, așa-i? Liber! Eu n-aș vrea să am libertatea de câine vagabond, care nu ești al nimănui, care n-ai niciun loc, n-ai pe nimeni, ești liber, nenorocit. Spunea cineva că prima datorie a unui om nu e să-și găsească libertatea, continuați, și să-și găsească stăpânul. Sigur că maxima aceasta pe care e bine să o țineți minte, prima datorie a unui om nu e să-și găsească libertatea, ci să-și găsească stăpânul, are un motiv pe care îl vom studia în seara aceasta. Și motivul acesta, veți vedea, este unul fundamental și absolut adevărat. De ce? De ce este adevărat? Uitați-vă! Într-un curs am început odată un doctorat în Statele Unite. Nu l-am terminat pentru că a trebuit să fac un macaz. Am făcut doar vreo 2 ani. Dar la un curs de filozofie analitică, așa se numește, e un capitol al filosofiei, se ocupă de dilemele morale, de lumea morală. Profesorul ne-a descoperit și pentru mine a fost uimire că omul e om și nu e dobitoc, animal, târătoare. Pentru că are 4 lucruri pe care doar el le are și pe care el le poate înțelege. Și anume, aceste 4 lucruri care îl fac pe om om, care îi dau omului demnitatea, deci sunt 4 stâlpi, vreau să le recunoașteți voi. Ce vedeți în poza aceasta? Și întreb numărul 800 dacă există în sală. Este aici? Bun, 601 dacă e în sală. Atunci 501. Atunci 401. Atunci cine vrea? Mâna sus și să răspund. Ce vedeți aici? Te rog, prieten. Mă uimești. Pentru că ai răspuns exact academic, ca la carte. Apartenență. Știți ce înseamnă? Pe el îl cheamă Marian, parcă. Marian Torehon. Așa e. Deci, faptul că eu aparțin de cineva. Eu nu sunt al nimănui. Eu am ai mei, pe ai mei. Să n-ai pe nimeni. Nu mai ești om. Sigur, această apartenență este în natura noastră. Noi trebuie să iubim pe cineva. Și oamenii care n-au pe nimeni, își iau o pisică, își iau un câine, să vedeți ce giugiulesc, îi spală, îi dau cu parfum, cu apă de colonie, ciocolată, vrea pisicuța ciocolată de la mama? Na, miau și dă în gură. Am văzut eu. Care este a doua dimensiune care dă omului demnitate? Vă rog, țineți-le minte. Cum? Nota 20. Mă faceți praf. Numai în Spania găsesc tineri atât de instruiți. Identitatea. Care este a treia trăsătură? E, uitați-vă la biata păsărică.
Și uitați-vă la acest om care are și pe minte și pe gură și pe simțuri lanțuri. Libertate sau autonomie. Nomos în greacă înseamnă lege. Auto, eu hotărăsc. Autonomie. Să ai libertate de a alege. Autonomie sau libertate. Și a patra trăsătură, asta era a treia, a patra, eu gaura cheii, pe unde n-ai voie să te uiți, acolo dormi. Am verificat că nu se întâmplă nimic, decât dormi. Discută doi oameni. Întrebarea mea este, cum se cheamă această trăsătură, această dimensiune? Nu? În românește nu există privacy, care s-ar traduce teritoriul privat sau domeniul privat. De exemplu, dacă eu știu că cineva se uită la mine când mă curăț în urechi, de exemplu, sau atunci când mă uit la coșuri de pe față, să zicem, nu-mi face plăcere. Nu mai spun să-mi ridic pantalon să vedeți părul de pe gambă. Lucrul acesta ar fi... mi-ar displace. Deci, în mod sincer, nu m-aș simți bine. Sau cineva să-mi intercepteze telefonul. Pe scandal monstruos în România sau în Statele Unite, că se ascultă telefoanele. Este una din marile dimensiuni ale omului privacy, domeniul privat. Dacă nu-l ai, nu ești om. Fiți atenți. Dacă nu-l ai, nu ești om. Interesant lucru, am citit... De fapt, hai că nu mai fac paranteze, că avem un drum lung. Să repetăm cele patru dimensiuni ale demnității umane. Apartenență, identitate, autonomie sau libertate. Și acum urmăriți ce se întâmplă. Se ridică în picioare toți liderii. Cine nu are lideri devine unul dintre voi. Nenea Richard Rusului, vreau să-l văd că este cel care rezolvă. Vă rog, liderii în picioare. Poate că întrebarea întâi ar fi trebuit să fie mai nuanțată. În care din cei patru te simți cel mai tare? În sensul acesta. Cer mii de scuze, data viitoare o voi face mai bine. Aș vrea câteva răspunsuri. Care din cei patru este cel mai des sau considerat ca fiind propriu nouă? Propriu. Libertate. Alt răspuns. Apartenență. Cât? Identitate. Dragii mei, e și în funcție de temperament și în funcție de cum ne-am dezvoltat, în ce mediu. Dacă, de exemplu, am avut părinți foarte lipicioși, foarte iubitori și supraveghetori, care mi-au dat simțământul de siguranță că aparțin de cineva. Dacă vine câinele, tăticule! Și nu mă tem de câine. Vedeți? Deci, dacă am avut acest simțământ totdeauna, voi fi puternic în apartenență. Dacă am avut să mă lupt ca să mă afirm, voi fi tare în identitate, știu cine sunt. Dacă am avut mână liberă, uneori, din păcate, greșit de la părinți, și fac ce vreau, ce vreau, înțelegeți? Atunci voi fi tare în libertate. De o tărie slabă. Sau în privacy, dacă am avut bani, ne-au dat pe mână bani. Și mi-am luat și, cum se cheamă, vedeți dacă nu am? Deci, un set întreg de casetofon, video, așa, mă rog. Da. Bun. Aceasta în legătură, deci, cu privacy, cu domeniul privat. Eu n-am avut camera mea, de exemplu. Eu am dormit cu fratele meu în cameră. Iar când fratele meu, mai mare cu un an și patru luni, s-a făcut destul de mare ca să spună, mamă, nu mai vreau să dorm cu ăsta mic. Eu eram ăsta mic. Lui a dat biroul, iar eu am dormit în sufragerie. Și vă dați seama că la mine se intra când vroiai, ieșai când vroiai. Nici să plâng nu puteam. Bun. Întrebarea era, de ce în noi există această condiție umană, aceste patru stâlpi ai umanității, ai
omenescului demn. Vedeți, acolo sunt niște foarte frumoase reprezentări colorate cu privire la ADN, acidul dezoxiribonucleic, ADN. Și știți că ADN-ul face ca un anumit tip de vietate să trăiască doar în apă. Dacă o scoți în aer, ce se întâmplă cu ea? Piere. O altă vietate să trăiască doar unde? Dacă o bagi în apă, moare. Fiecare are o condiție de supraviețuire necesară în natura sa. Ei, tot așa este regele, coroana creațiunii, omul. Și omul are în sine scris, în natura lui umană, cum sunt instinctele, sunt și aceste patru demnități sau patru trăsături care îl fac om și nu câine, om. Sora White, în Calea către Hristos, vorbește despre una din căile prin care putem cunoaște pe Dumnezeu și care se numește cele mai gingașe legături omenești. Uitați-vă la această familie. Sunt dobitoace, dar și ele au înscris apartenența. Așa, să vă pun o întrebare liberă, mă gândeam să o pun în subiectul de dezbatere, dar am uitat. Am terminat tema cu un minut înainte de 8. De aceea n-am putut nici să o corectez, să o fac întrebarea mai bună. Dar întrebarea este aceasta. Între libertate sau autonomie, domeniul privat, independență și apartenență, care este în ordine cronologică cea din tâi în ordinea cronologică? Apartenența. Că dacă nu ai pe cineva, nu o să ai nici identitate, nici libertate și nici privacy, nici domeniul privat. M-ați înțeles? De aceea noi vorbim despre apartenență în mod special în seara aceasta, pentru că tema se numește forța predării. Și să vedem cum predarea către Dumnezeu este legată direct de această nevoie în ADN-ul nostru. O altă relație extraordinară, relația soț-soție. Și copil-părinte este apartenență și soț-soție este apartenență. Lumea noastră a aruncat apartenența peste bord și nu-i timp să vă povestesc acum pentru că am mai multe să vă spun, dar soția mea și cu mine am fost într-o situație când n-am avut încotro și a trebuit să luăm un copil al străzii acasă. Ne-am crezut că o să-l înfiem și o să fie al nostru. După 2 săptămâni, de 3 ori a fugit de acasă, ultima dată furându-ne de borseta mea și de portofelul soției. Și el a fost adoptat. I-am luat haine, cărți, nu știa ce mâncăm, ce e asta, e miere, dar ce e mierea, de exemplu. El nu văzuse vreodată. Și era un copil lipicios. Nenorocirea este că dacă nu a cunoscut apartenența, avea vreo 12-13 ani, până la vârsta aceea, el nu putea să se poarte normal. Hardul îi era stricat, să zicem. Și pentru că lumea păcatului a aruncat apartenența, apartenența este concurată de celălalt termen opus. Sunt mai mulți termeni și îi descoperim pe rând. Emancipare! Ce babacu! Ce maică mea! Eu sunt! Nu mai țin de ei! Treaba lor! Ei să nu știe. Și mă rup de apartenență. Observați, apartenența înseamnă că eu sunt al altcuiva. Îi aparțin. Deci pantofii ăștia mi-aparțin. Nu s-ai voștri, s-ai mei. Că nu sunt ai lui, sunt ai mei. Deci apartenența înseamnă că ești altcuiva. Emanciparea, știți ce spune? Eu sunt al meu. 2. Uitați-vă apartenență. Apartenența stă față în față cu posesiunea. Apartenența altul mă are, posesiunea eu îl am pe altul. Deci nu de mine e vorba, ci de alții e vorba acum. Alții m-au pe mine, acum eu îi am pe alții, îi posed. Nu e apartenență, posesiunea nu e apartenență. Și apartenența mai are încă o trăsătură pe care nu recunoaște emanciparea, și anume ca persoană apartenentă la o familie,
Eu sunt o piesă dintr-un angrenaj. Eu singur n-am rost, dar înăuntru acolo, devin și eu o parte din motor și am un rol. Pe când dacă sunt emancipat, sunt doar o piesă fără sens, fără utilitate, fără finalitate. De aceea și lumea este atât de alienată. Cuvântul alienată înseamnă înstrăinată. Liaison, alie, fără legături. Deci ruptă, legăturile s-au rupt. În ceruri s-a făcut, înainte de apariția omului, un plan. Cum se numește el? E, de data asta n-a nimerit-o. Planul de pierzare, nu de mântuire. Înainte de om, diavolul a spus, voi pune japca pe el. Nu vedeți, acolo este o grenadă. Să arunc în aer omul. Și planul de pierzare a pus omușorul pe grenadă. Și știți care este mișcarea prin care l-a mutat pe om drept pe grenadă? Veți fi ca Dumnezeu, stăpân liber. De la această sămânță, veți fi ca Dumnezeu, a început istoria nenorocită. Hai să ne liberăm. Apartenență, ce ești a lui Dumnezeu? Nu! Tu ești tu! Mergi pe tine! Idealul suprem e a treia, al treilea stâlp, libertatea. Dar libertate fără apartenență, o să vedeți că nu merge. Uitați-vă, Revoluția franceză a ridicat un standard pe care scria liberté, égalité, fraternité. Adică libertate, egalitate, fraternitate. Dar în momentul în care a spus libertate, și lozinca Revoluției franceze se numea écrasez l'infâme. Știți cum se traduce? Zdrobiți infamul, nerușinatul pe Dumnezeu. Acesta era cuvântul care se striga pe străzi. Écrasez l'infâme, jos cu Dumnezeu. Revoluția franceză a fost sămânța ateismului, sămânța călcării în picioare a credinței în Dumnezeu. Și odată ce ai dat jos la o parte pe tata, cum poate să existe fraternitate când n-ai tată? Eu sunt frate cu tine, că și tu și eu avem același tată. Dacă tatăl nu mai e, jos cu tatăl! N-a putut fi nici fraternitate și s-au omorât unii pe alții. Unii pe alții. Rând pe rând îi duceau pe alții la ghilotină, dar dintre conducători. Danton, Marat, Robespierre, toți au crăpat, tăiați de ghilotina celor cu care au spus suntem frați. Ei au abolit autoritatea. Au vrut să fie ei autoritate. Iar până astăzi, ce mai Prometeu cu sticla de țuică în mână, este Prometeu, e liber. E cel care are toată puterea în cer și pe pământ și care face ce vrea rău, că bine nu poate. Această mișcare s-a numit și este cunoscută astăzi sub numele de umanism. Să nu confundați cu umanismul a fi umanitar, a fi iubitor de oameni. Umanismul ăsta spune că omul e Dumnezeu. Celălalt spune, poartă-te omenește cu fratele tău, cu aproapele tău. Ăla e umanismul practic. Dar filozofic, umanismul însemnează că eu îs stăpânul universului. Ca rezultat, un japonez pe nume Francis Fukuyama a scris o carte, am dat coperta cărții în engleză, care numește, se traduce, Sfârșitul istoriei și ultimul om. Pentru că așa cum merge lumea, nu poate să meargă decât numai la desființare. Și când spun că timpul e pe sfârșite, o spun bazat pe glasurile de sus, de pe catarg, care văd până departe cu ochianul și spun, vine nenorocirea peste noi. Nu avem timp să vorbim prea mult acum și nu sunt un apostol al panicii, dar sunt un realist care știu că Hristos vine curând. Ei, Dumnezeu însă nu s-a lăsat intimidat de planul de pierzare. Atenție, cum începe planul de pierzare? Care-i lozinca? Cum? Da, ce sămânță conținea? Libertate, autonomie, eu cu mine, nu cu Dumnezeu, eu cu mine.
Și contra planul de mântuire pe care l-a făcut Dumnezeu are două părți, cum o să vedeți bine. Noi cunoaștem foarte bine partea care îl privește pe Mântuitorul. El a venit, El a murit, El a înviat și s-a suit la Tatăl. Suntem mai puțin pregătiți să știm ce e cu mine. Adică care e și partea mea în planul acesta. Vedeți că eu și cu Hristos suntem cam simetric, față în față. Și deduc de pe acum că ce se întâmplă cu Domnul trebuie să se întâmple ceva și cu mine, ceva asemănător. Ce munte este acesta? Vreau să vă spun o altă istorie a Everestului. Băiatul pe care îl vedeți e din Noua Zeelandă și îl cheamă Edmund Hillary. Edmund Hillary. Când l-au întrebat, de ce vrei să mergi? Uite, Mallory a murit. De ce vreau să merg să cuceresc Everestul? Și a zis, pentru că există. E frumos, sună frumos. Dacă e ceva, trebuie să-l cunosc, trebuie să-l stăpânesc. Băiatul ăsta, în 1953, pe 29 mai, era ziua când a căzut Constantinopolul, 29 mai, să țineți minte. Ei bine, în ziua de 29 mai, el împreună cu un anonim, un șerpaș, așa se cheamă poporul din Nepal, care locuiește la mare altitudine, au hotărât să pornească ei doi, aveau și alții în jur care îi pregăteau, îi ajutau să-și facă pregătirile, să pornească pe Himalaya. Și, dragii mei, s-a întâmplat ceva. Pe vârful lumii, un om, prima dată în lume, înfige stagul Marii Britanii, Commonwealth-ului, pentru că Noua Zeelandă ține de acest imperiu economic al Marii Britanii. Cine e fotografiat? De cine a mers? Edmund Hillary și un amărât, un necunoscut, un om fără școală, un om de munte, un țăran. Cine a fost fotografiat? E o singură poză făcută. Știți a cui e? Nu a lui Hillary. Și a lui Tenzing Norgay. El a fost călăuza. Și ceea ce a deosebit expediția lui Mallory față de cea a lui Hillary a fost un om, o călăuză. Eu m-am născut în munte. Eu n-am probleme cu oxigenul. Eu pot să respir și aerul rarefiat, că sunt călăuză, de-aia sunt călăuză, că sunt mai pregătit ca tine în domeniul acesta. Și Hillary a făcut el fotografia și a preferat să nu-i facă Tenzing, ci să facă celui căruia i-a datorat succesul unei călăuze. Dragii mei, mă trec așa fiori în spate, ce însemnează să ai o călăuză? O călăuză e călăuză pentru că știe, e călăuză pentru că e bun, deci nu este parșiv, nu vrea să-ți întindă curse, să te arunce în prăpastie. Și o călăuză are sfaturi înțelepte pentru momente potrivite. Aceasta însemnează să ai o călăuză. Ei, omul în problemele vieții, ziceți, haideți, 2, 3, deci nici măcar nu știe încotro să ia și care e drumul bun, e sucit, are nevoie de o călăuză ca să cucerească viața. Cine-i călăuza lui? Observați, Creatorul. Ziceți, 2, toată lumea, 3, vedeți de ce am nevoie să mă leg de o călăuză? Ia vină încoace, fuga la mine, hai, ui, măi, cum, hai mai repede, eu sunt orb, du-mă jos că eu nu văd, eu simt, sincer nu văd, spune-mi ce e, cum? Hai! Să cobor? Aha, merge. Jos. Mulțumesc. Vedeți? Eu am fost orb pentru moment, așa ca să simțiți ce simte un om.
Eu sunt orb. Nu știu viitorul, nu știu trecutul, nu știu prezentul. Nu cunosc ce-i bine, ce-i rău. Doamne, dacă vreau să cuceresc Everestul, ce am nevoie? Și cum sunt eu față de călăuză? Dacă Tenzing Norgay a spus, nu plecăm azi. Ce a zis Hillary? Bă, eu am școală, bă. Tu știi englezește? Bă. Deci, vedeți? Când călăuza zice ceva, spuneți, eu cum ascult? Și că opțional sau facultativ. Cum ascult? Absolut, obligatoriu. Acesta este marele secret pentru care eu trebuie să mă predau. Eu nu pot să discut, că dacă nu, știți ce se întâmplă cu un orb care o ia pe aici? Nu vă spun că am pățit odată și mulțumesc lui Dumnezeu că n-am murit. Era întuneric, am crezut că e platformă și au trepte. Nu vă mai spun că o să vă speriați. Și vreau să dormiți la noapte. Pentru că am nevoie de călăuză. Dumnezeu a lăsat un lucru extraordinar în Psalmul 46. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare și mi-ai străpuns urechile. Ce însemnează să-mi străpungi urechile? A, cercei? Nici vorbă. Ce însemnează străpungerea de urechi? Cine știe? Spune, fică. Când un rob la eliberare nu vrea să mai iasă din casă, atunci spunea, stăpâne, vino aici. La ușorii ușii și cu sula găurește murechea. Eu vreau să fiu pe veci al tău. Și în felul acesta, mulțumesc. În felul acesta are loc înfierea noastră. Noi vrem să devenim robi. Nu Dumnezeu vrea, El ne dă libertate. Dar eu doresc să mă predau lui Dumnezeu și să-mi străpungă urechea. Eu vă întreb, dragii mei, de ce credeți că această căsătorie nu e adventistă? M-am uitat și am văzut, dar în grabă n-am găsit altceva mai bun. De ce căsătoria este simbolul adventismului? Am greșit. Simbolul creștinismului. De ce? Pentru că iubirea și încrederea reciprocă conduce la o predare deplină, atât de deplină, încât până și numele și-l dă. Cum te cheamă? Soția, când s-a căsătorit, a trebuit să repete în minte ca nu cumva să spună iarăși Mihordea, să spună Cristescu. Și a schimbat identitatea. Nu mai era aia, era alta. Vă dați seama ce problemă, ce realizare extraordinară. Să te predai și să fii al celuilalt, schimbând mult, chiar și meniul. A învățat mâncări noi, a învățat să facă patul altfel, pentru că îi place soțului altfel. Vă dați seama? A învățat să se culce la alt program decât programul ei. Și eu am făcut același lucru. Am făcut și eu patul, nu numai ea. Ei bine, predarea însemnează că devii apartenent și nu mai ești tu singur, ci faci voia altcuiva. Câți știți, câți cunoașteți pe acest om, pe acest bărbat pe care îl cheamă Harry Orchard? Nu-i nimeni. Mă simt foarte confortabil. Este o istorie care a apărut într-un album, 100 de ani de adventism se numește, A Century of Miracles, un secol de miracole. Și povestirea lui e redată cu detalii, dar este extraordinară. Harry Orchard s-a născut în Canada în 1867. În 1899 era al 8-lea copil din 8. Și vă dați seama că n-a avut prea mult timp să stea acasă. Du-te mă și muncește la 12 ani, la 11 ani. Mă aduci tu pâine. Mergea și culegea urzici sau fura ca să aducă acasă. Și vă dați seama că în aceste condiții a fugit din Canada, de unde era, a ajuns în America de Nord-Vest, în zonele munților, statul Idaho, statul Colorado, și s-a făcut minier. Dar n-a stat multă vreme, pentru că l-au câștigat cei cu sindicatele. La data aceea, sindicatele erau un fel de organizații armate subversive.
Și odată au jefuit oamenii sindicatului un tren. Apoi, în 1900, plătit de sindicaliști, a aruncat în aer o mină care nu vrea să se unească cu sindicatul. Și au murit doi inși. În 1903, el lucra cu dinamita, devenise expert în bombe. Dacă ar fi trăit acum, ar fi fost camarad cu... Așa, Bin Laden, Ben Laden. Ei bine, în 1905-4, aruncă în aer o gară din Colorado, o gară minieră, unde 13 minieri care nu vreau sindicatul mor. Vă dați seama, este un om, un, cum a fost numit, arhicriminal. Și acest arhicriminal era urmărit peste tot, dar lucra atât de curat și nu lucra în bandă, lucra de unul singur. Nu era bandit, era mai rău. În 1905 este plătit de 3 granguri mari cu bani, îi se dau 600 de dolari, ceea ce la data aceea era imens, era cam de 10 ori mai mult decât este astăzi. A fost trimis să-l omoare pe guvernatorul Frank Steunenberg, care era guvernatorul statului Idaho. Interesant, deși Steunenberg a murit, o să vedeți istoria, a fost atât de important încât i-au ridicat statuie locuitorii statului. Intră în orașul Caldwell, unde locuia respectivul guvernator, sub un nume fals, îl cheamă Thomas Hogan. Are acte și a lăsat mustăți să nu fie recunoscut. A ocupat frumos o cameră la un hotel marginal. I-a plătit băiatului bine ca să nu-l deranjeze. Și acolo, cu eprubete, a pregătit o bombă de 5 kg. A montat-o sub poarta de pasaj, de pieton al casei lui Steunenberg și a pus un descărcător care în momentul când deschidea poarta să facă bum. Steunenberg era plecat și când s-a întors acasă, pe 30 decembrie, a murit. Praful s-a ales de el. Imediat poliția a recunoscut că aici e mâna lui Harry Orchard. Și au înconjurat teritoriul pe căi, pe o arie foarte mare, vreo 50 de kilometri de jur împrejur, și au început să facă razii. Harry Orchard a urmărit să fie sigur că va lua banii, a urmărit de departe, de pe o terasă, și a văzut că a sărit în aer, a fost sigur și când s-a dus la hotel, băiatul i-a dat cheia, el a urcat în cameră, a deschis ușa, mâinile sus, domnule Orchard. Poliția l-aștepta. Pardon, sunt Thomas Hogan. Sunteți Orchard, îmi pare rău, e o confuzie. A lăsat o eprubetă. Era curată, dar era o eprubetă. Ce-i cu eprubeta asta? Ce e? Nu știu. Urmați-mă, cu plăcere. Tipul era uns cu de toate. Nu se speria. Dacă au murit 17 inși la viața lui, 18 cu Frank Steunenberg. L-au dus la interrogatoriu. Cum te numești? Thomas Hogan. De unde ești? De dincolo. N-a zis unde e. Și mărturisești. Ce să mărturisesc? N-am ce. Nu vrei să spui? Vreau, dar n-am ce. Și a stat oameni buni 2 ani de zile sub teroarea anchetelor. La data aceea nu erau legi care să împiedice eliberare la un anumit termen. Îl putea ținea șeriful cât vroia. Între timp, și acum vine punctul forte, Lillian Steunenberg, soția decedatului, a victimei, dacă vreți să știți, era adventistă de ziua 7. Vă dați seama, soția unui guvernator al statului Idaho, la începutul secolului, este adventistă de ziua 7. Și este o femeie credincioasă, care, plângând pentru moartea soțului, a spus, eu vreau să mă răzbun. Iar fiul ei întreabă, dar mamă, ești creștină? Da, da,
creștinește vreau să mă răspund. Nu spune dacă vrăjmașul tău îți face rău, tu ce să faci? Se adun cărbun aprinși. Adu blatul sau foaia de făcut prăjituri și plângând a început să-i facă prăjituri. I-a făcut o prăjitură așa cum știa guvernatoreasa. Și sub prăjitură a pus o carte, Calea către Hristos. Dabrog, gardianul zice, domnule Hogan, că așa l-au luat, aveți un comision de la cineva, un dar, dar eu n-am pe nimeni în zonă. Totuși, e o prăjitură și dacă vreți, cineva vă simpatizează? Ha, pe mine? Da, mă bucur că în sfârșit cineva mă simpatizează, da, mulțumesc, e bun. Și apoi, hop, și o carte. Cu câteva cuvinte, cu dorința de a fi citită, semnează văduva lui Steinenberg. Pa, n-am nevoie de asta. Dar prăjitura a curățat-o toată. Și pentru că n-avea ce face în pușcărie și nu era televizor la data aceea, nici radio, vă dați seama ce viață. Omul a spus, măi, măcar să o citesc de la coadă la cap, să-mi fac un exercițiu mental. Adică să nu stau cu mintea nefolositoare. Și a început să citească iubirea, ei, asta îmi place, iubirea lui Dumnezeu către noi oamenii. A citit-o foarte frumos. Bun, bun, nu e rău, nu e rău. Capitolul 2, păcătosul, mă întoarce, aruncat. Dar ce scrie acolo? A luat-o, iar aruncat-o. Până la urmă, de vreo 5 ori aruncat, până când a zis, băi, o iau, ziceți, și o citesc. Și, într-adevăr, a citit-o toată. Dar pe măsură ce citea, a început în sufletul lui o tensiune. El era stăpân pe sine, n-aveau nici un argument ca să-l condamne, că el nu era Harry Orchard. La data aceea nu se cunoșteau amprentele. El era Thomas Hogan. Între timp, doctorul tot adventist al guvernatorului i-a trimis și o Biblie. Și acum avea și Biblia și a spus, ia să văd dacă textele astea nu cumva sunt false. Și a început să facă concordanța, a citit-o și Harry Orchard a intrat într-un malaxor sufletesc încât a spus, eu am două alegeri, două opțiuni. A, îl iau pe nu-n gură și ăștia trebuie să-mi dea drumul. Deja văd că s-a mai slobozit funia. Ăștia au slobozisere pentru că au văzut că citea din Biblie și au spus, lasă-l în pace să citească. De acolo vine rezolvarea. Deci ăștia îmi dau drumul, iau pe nu-n gură și n-au ce să-mi facă. Scap de sentință, dar nu scap de judecată. A cui? A lui Dumnezeu. Varianta a doua este o variantă mai bună, într-un fel, dar mai rea. Și anume să mărturisesc vina mea. Să mă omoare, spânzurătoare, dar scap de judecată. Și a durat lupta aceasta, oameni buni, 3 săptămâni. Gardianul a ascultat la ușă. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Toc, toc. Ce făcea? Nu dormea, nu putea să doarmă. Mergea încoace și încolo ca un tigru în cușcă. Până când în ușa celulei sau de bătaie. Gardianul deschide bizeta. Doriți ceva, domnul Hogan? Nu. Chemați pe anchetator. Era Clarence, un mare, mare avocat, cel mai mare avocat al Statelor Unite, Darrell, Clarence Darrell. Chemați pe anchetator. L-au chemat imediat, te cheamă. Intră înăuntru, da, domnul Hogan, puteți să-mi spuneți orice. Glumiți? Nu. Eu sunt Harry Orchard. S-a spus, scoate creionul, spuneți. Și când începe omul să spună, dumneavoastră nu știți tot ce am făcut eu. Și când începe să spună, dar firea împăr tot și ce nu știau, omul a lăsat pixul jos și a spus, auziți, veți declara asta și în instanță?
Și a spus, da, sunt hotărât să mă întorc la Dumnezeu cu toată inima. Nu de frica voastră, ci de frica lui Dumnezeu. Când a fost în fața publicului, a tribunalului, urlau, la moarte, la moarte! Muriseră mulți, murise guvernatorul. Iar când el a început să spună, da, sunt zdrobit de ce bestie am fost, sunt cuvintele lui, și a început să plângă. Și a spus tot, s-a făcut liniște în sală. Și când a spus, da, eu sunt acela care am făcut și asta, și aia, și aia, îmi pare rău, dar cred în iertarea lui Dumnezeu și privesc moartea cu curaj. Sfârșitul. Oamenii au plâns. Omul ăsta e alt Harry Orchard, dar a ucis, trebuie spânzurat, trebuie. Și a rămas să se pronunțe instanța peste câteva luni, timp în care el a spus, domnul director al închisorii, lăsați-mă pe mine să fac. Deci data când a recunoscut era iunie 1972, a nasat. Și în închisoarea aceasta a spus, domnul director, lăsați-mă să vorbesc cu deținuții, pentru că eu sunt mai rău ca toți și eu vreau să-i aduc la Hristos. Și a dat voie. După 4 luni de zile, guvernatorul a trimis un raport, Harry Orchard este omul lui Dumnezeu. Bine, sentința a fost condamnare la moarte. Dar a făcut un apel, măcar mai lăsați-l, nu-l omorâți acum, ca să mai câștige câteva suflete. Și au mânat un an condamnarea la moarte. Și în timpul acesta au venit zeci și zeci de rapoarte. Omul acesta este un sfânt. Și atunci, guvernatorul statului Idaho, noul guvernator, a comutat pedeapsa la moarte cu închisoare pe viață. Știți cum s-a numit pușcăria din Idaho? Biserica Sfântului Harry. Când era unul pe moarte, că mureau și acolo, și îl întreba gardienul, pe cine să-l chem, pe preotul catolic sau pe pastorul protestant? Și ce spunea el? Pe Harry Orchard, pe ăla l-ascultă Dumnezeu. Când au văzut ce efect are viața lui și cât de cuminte e, el a fost botezat în Biserica Adventistă, e fratele nostru, Harry Orchard, care a fost numit arhicriminalul secolului. Ei bine, când Harry Orchard a dovedit o viață schimbată, directorul închisorii care îl iubea din toată inima a spus, știi ce, nu pot să-ți dau drumul, dar pot să-ți dau voie pe o rază de 50 de metri de pușcărie să-ți faci o casă. Și acolo să crești găini, de exemplu. Și el s-a făcut găinar, nu găinar, ci găinar crescător de găini. Și odată când au fugit doi deținuți, și au trebuit toți cei care aveau statut semi-liber să se întoarcă, s-a dat decretul, toți se întorc afară de Harry Orchard. El poate să stea. El a intrat în pușcărie în 1907. Știți cât timp a trăit în pușcărie? El a murit în 1952. Și în timpul acesta a fost misionarul deținuților. Dar Harry Orchard a fost omul lui Dumnezeu. Vedeți, dragii mei, plec de la planul de mântuire al Domnului Hristos ca să fac paralela pentru Harry Orchard și pentru mine. Planul de mântuire se poate cuprinde în textul din Filipeni 2, de la 5 la 8. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. Fiți atenți! Dezbrăcat pe sine însuși, te opresc din greu. Doi. Și a luat un chip de rob. Chip de rob. Făcându-se asemenea oamenilor. Asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Când Mântuitorul a hotărât să se coboare, el s-a zdrobit până jos. S-a făcut rob. Fiți atenți, noi vorbim despre puterea, forța predării și a demonstrat ce trebuie să faci tu, omule. Și Mântuitorul când era în Ghețemani, vezi, linia aia roșie e voia mea, eu vreau să fac, e voia mea. Mântuitorul a zis în Matei 26:39, nu, Matei, mulțumesc, am să citesc eu textul, nu l-am dat.
Doamne, zicea el, nu cum voiesc eu, adică nu voia mea, un om liber are voia lui, ci cum voiești tu. Ceea ce contează este voia stăpânului. Și acum te rog pe tine, fică, citește. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Mulțumesc. Vedeți, dragii mei, ce vezi între linia roșie, voia mea și voia lui, linia verticală? Ce s-a născut? Ăsta e sensul crucii. Când voia mea e călcată în picioare sau frântă de voia lui Dumnezeu. Asta e crucea. Dacă este aici în sală un creștin care are voia lui, nu și-a luat crucea. Mie îmi plac prăjiturile. Și Dumnezeu spune, poartă-te aspru cu trupul tău. Și atunci voia mea se frânge iarăși. Și aceasta este exercițiul spiritual prin care eu, om liber, Revoluția franceză, devin robul lui Dumnezeu. Vedeți, planul de mântuire s-a aplicat la toți. Avraam. Cât a trebuit să se predea Avraam? A trebuit să-și lase casa. O casă în Ur, cu etaj, cu curte interioară, cu canalizare. Nici nu știți cât de avansat era Urul. Mai avansat ca unele sate din Spania. Le-am văzut unele, nu mai vorbim. A trebuit să își dea copilul la moarte. Predare 100%. Aceasta este condiția mântuirii. Pavel, știți cum se numea pe sine? Robul lui Iisus Hristos. Și Pavel era un om deștept, un om înțelept, despre care Lenin a spus, dacă n-ar fi fost creștin, ar fi fost cel mai mare filozof al tuturor timpurilor. Ăsta a fost Pavel. Și Pavel s-a făcut rob. El spunea, lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere. M-am făcut rob. Eu însumi am fost într-o situație când am experimentat predarea. Pentru a treia oară venise poruncă să mă încalțe, să mă recruteze la armată. Și era în anul 1977, eram la seminar în anul 3, și când am auzit, au trecut ape reci peste mine. Știam că urmează, mă mănâncă pușcăria, pentru că cu sabatul era o problemă. Rezultatul și ce-a fost? Când m-am predat în mâna Domnului, a venit o pace peste mine și am spus, Doamne, eu pentru Tine trăiesc sau mor? Eu nu vreau nimic. Du-mă Tu pe ce drum vrei. După 3 zile m-au slobozit din nou. Aveam ordinul de încorporare și au spus, acasă. Când te predai, nu-ți mai pasă. Hai să vă pun o întrebare. Știți care sunt cele mai durabile convertiri? S-a făcut o statistică mondială în Biserica Adventistă. Propuneți niște limite de vârstă. Când se produc cele mai durabile, nu foc de paie, durabile convertiri? Dăm o vârstă, Manuel. 20-25. Bun, de luat atenție. Poate că e și o altă vârstă mai bună. 30 și mai bine. Altcineva de aici. Cât? 18. 17 zice el, de la balcon. 30. Hai. Dragii mei, știți de ce facem evangelizare de tineret? Pentru că acesta este segmentul cel mai important când se pot lua cele mai durabile, veșnic durabile hotărâri. Acum când se ia așa o hotărâre, drumul devine neted. Și multe din problemele cu care alții se confruntă, noi nu ne mai confruntăm. Avem 5 minute pentru o dezbatere. E foarte importantă, după care urmează o experiență și încheierea, o încheiere neobișnuită. Vă rog, ridicați-vă cei care ați fost nominalizați sau ați fost de mai demult lideri și discutați. Este botezul dovada examenului luat, adică corespund standardelor, sunt bun destul, sau a examenului pierdut, că nu corespund standardelor, de aceea mă botez. Ridicați-vă și dezbateți. Aș vrea un răspuns de la balcon. Botezul sau momentul când vrei să te botezi.
este o dovadă, o confirmare a examenului luat sau a examenului pierdut? Din partea asta. Cineva? A examenului luat. Din partea asta la altă. Pierdut? Faptul că eu mă botez mărturisește că am luat examenul și am ajuns la standarde sau că nu am ajuns și nu pot și de aceea mă botez. Luat sau pierdut? Ziceți în spate. Luat. Pierdut. 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 Dragii mei, este lucrul cel mai important să înțelegeți. Că eu nu mă botez pentru că sunt bun. Și eu mă botez pentru că singur nu pot. Vino aici. Ia uitați-mă. Stai acolo. Vino mai aproape puțin. Eu sunt, am un handicap și cad. Eu sunt făcut să am handicap și cad. Sunt păcătos. Și arăt cad. Eu vin la tine și vreau mâna ta. Pentru că singur nu pot. Și am dovedit-o de atâtea ori că singur când m-am crezut în mine, am căzut de fiecare dată. De aceea spun, Doamne, pentru că am pierdut examenul, pentru că nu pot să mă stăpânesc, nu pot să am bine, nu fac nimic bun, ține-mă cu două mâini, ține-mă ca să nu mai cad. Și acesta este motivul pentru care oamenii trebuie să caute pe Hristos și legământul. Mulțumesc mult! Fiți atenți! Seara aceasta e o seară extraordinară și veți vedea că nu se încheie oricum. Și am încredere că Duhul lui Dumnezeu, pentru toți cei care am pierdut examenele de atâtea ori, are ceva de spus și noi avem ceva de primit și avem apoi un răspuns de dat. Vă rog, țineți cont că nu avem decât două alternative. Formidabil! Predare, toate se fac prin predare. Predare prin nealegere. În momentul în care eu nu aleg, eu mă predau cui? Cui, oameni buni? Celui al căruia sunt deja, că eu m-am născut robul diavolului. Eu sunt acolitul diavolului. Eu de-aia am făcut rele, pentru că sunt mânușa lui și el face ce vrea cu mine. Deci dacă eu nu aleg, eu confirm că sunt robul diavolului. Și ce însemnează aceasta? Citiți! Am avut de-a face cu tineri născuți în biserică, demonizați, în modul cel mai real. Nu că sunt răi, demonizați. Și ai o altă alternativă, tot prin predare, dar predare prin alegere și predare care duce la mântuire. Noi am înțeles clar în seara aceasta că pentru că Dumnezeu e bun, și pentru că noi suntem răi, dar vrem să trecem de partea Lui, trebuie să se producă un moment. Și dacă am venit din România, eu nu știu de ce am venit, dar e foarte posibil să fi venit pentru unii dintre voi în seara aceasta. Noi suntem rupți în două și auzim și vocea diavolului, auzim și vocea îngerului sau a Duhului Sfânt. Și uneori facem voia unui stăpân aleatoriu, când și când inima noastră e atinsă de Dumnezeu. Din când în când ne predăm Lui, nu tot timpul, pentru că nu ne-am predat încă, pentru că jucăm fotbal cu Dumnezeu, pentru că jucăm ping-pong cu El, când la mine, când la tine, când la mine, că și eu am voia mea. Nu iau crucea tot timpul, crucea o port în zile bune, când nu plouă, când plouă nu o iau. Vedeți, noi suntem rupți, noi suntem schizoizi. Asta înseamnă schizoid când ai două părți, doi oameni în tine și trebuie să dispară asta. Noi trebuie să fie clar că aparținem unui singur și avem dreptul să spunem nu și da. Aceasta este calitatea noastră de om. Cum se face o predare? Foarte pe scurt, prin alegere. Am învățat ieri. Eu trebuie să fac click să aleg și dacă am ales, eu nu mai mănânc zahăr. Am ales, am înțeles și iubesc alegerea mea. Și mi-amintesc din nou că eu am ales unimica, să nu mănânc zahăr.
În al doilea rând, eu trebuie să-mi dau mintea mea, că eu am minte și inimă. Și cum îmi dau mintea? Doamne, ia mintea mea. Și zice, păi nu pot să-ți o iau. Dă-mi-o tu. Păi, Doamne, eu nu pot să ajung la tine. E tu să-mi iei mintea. Răspunsul știți care este? Dacă vrei să-ți predai mintea, trebuie să iei timp să-ți predai mintea. Vedeți? Și în momentul când studiezi, mintea se curăță, se purifică, începe să se umple cu gândul care era în Hristos, care să fie și în voi. Dacă nu studiezi, cum o să te predai? Și în al treilea rând, ai și o inimă. Cum îți predai inima? În momentul în care îți iei timp ca să te rogi lui Dumnezeu. Vă spun, eu sunt rău. Draga mea soție știe că sunt rău. Din fericire și Hristos. Și nu mă mai lasă să fiu rău. Pentru că am devenit, în zilnic vreau să devin robul lui Hristos. A fost un soldat, ultima ilustrație și am încheiat. Shohoya Yokowai. Era un soldat japonez în al doilea război mondial. Și a plecat băiatul la război în insula Guam, când japonezii au preluat insula în 1941. Și obișnuit cu pușca, trăgea într-o parte, într-alta, era hotărât să fie ca un adevărat samurai, să moară pentru Mikado, pentru împărat. În 1944, americanii recuceresc insula Guam și toți cei care erau acolo japonezi, unii au fost măcelăriți pentru că ei nu vreau să se predea, iar alții s-au ascuns în gropi, în șanțuri, în tuneluri, în junglă. Și el, Shohoya Yokowai, s-a ascuns și el în junglă, cu cartușirea plină de cartușe, cu automatul și cu o boccea de mâncare. În 1945, Japonia s-a predat. Și Mikado-ul a transmis prin radio, dar în Guam nu era radio. Americanii au aruncat foi scrise în limba japoneză, predați-vă, împăratul vă cere să veniți acasă. Și unii le-au citit. Unii au spus, bă, astea de la american vor doar să ne prindă, nu plecăm. Până la urmă, unii mai curajoși au plecat și nu s-au mai văzut. Unii ziceau, au ajuns acasă. Alții, nu, i-au făcut tăieței. Iarăși un rând s-au mai predat. Și Shohoya Yokowai a spus, am jurat Mikado-ului, eu nu mă predau. Eu nu mă predau. Și a rămas singur în Guam, în junglă. Vă dați seama, mâncare nu mai era. Și stomacul, instinctul de supraviețuire cere dreptul. Apă beai din găuri, din bălți cu broaște. Dar ce mănânci? A, broaște. Și a început să prindă broaște. Șopârle, râme, rădăcini. Și vă dați seama că singur, dacă n-ai nici o persoană în fața căruia sau căreia să fii curat, nu s-a mai spălat, nu s-a mai dus. Și a trecut o lună, a trecut un an. Cât credeți că a trecut? 2 ani? 5. Nu mă predau! Nu mă predau! Și când au găsit sătenii, în 1973, l-au prins, era ca o mumă a pădurii, cu ghiare, cu barbă. Așa cum devine un om, un copil al lui Dumnezeu, care zice, nu mă predau, mai aștept, mai. De ani, soția lui l-a crezut mort. În timpul acestor 29 de ani, soția lui s-a recăsărit cu altul. Copiii l-au repudiat și când a fost adus acasă, și-a pierdut și mintea demonizat. Pentru că a refuzat să se predea atunci când împăratul i-a cerut, predă-te. Dragii mei, aș vrea acum să facem un lucru. Să ne punem problema serios. Ai de ales? Ai o a treia alegere? De cât timp stai în junglă? De ce nu ieși afară? Ce aștepți?
Ce te împiedică? N-ai decât o predare sau lui Satana sau aceluia de care aparții.